revenit în studio. În partea a doua a emisiunii îl veți urmări pe Sorin Ursan într-un exercițiu fabulos, zic eu. Un exercițiu mai rar, dar care i-a adus multă faimă. Și chiar am să rog să-și dea drumul la talent. Mulțumesc, Doru. Mulțumesc, ai fost fabulos. Mulțumesc. Ca întotdeauna. Mulțumesc. Fabulos. Asta e aria care îți place ție. Ai lacrimi în ochi. Îmi place foarte mult și admir. Să adășe la public. Trebuie să spun că admir foarte, foarte mult dexteritatea ta combinată cu volumul și interpretarea melodiei, melodică a operei. Da. Mulțumesc. Nu e deloc ușor. Nu știu cât ar mai putea să execute. Nu vreau să parlisi. Mulțumesc pentru recunoaștere și pentru, nu știu, pentru că ați pus punctul pe ei, pe unii mare, ca să zic așa. Eu am un exemplu, sau le răspund cu următoarea întrebare. Faceți următoarea experiență, spuneți cățeluși cu părucreți și în același timp faceți, nu cântați, mă spune poezia și fă ceva. Nu știu, nu cer să faci pe cineva. Faci ceva. Vrei să mai tragi o dată portretul încoace spre cameră? Mai, da. Mai. Așa.
Deci, eu zic că este sugestiv și... Deci ți-a ieșit. Ți-a ieșit, felicitări. Mulțumesc tare mult. E ca și cum aș uita în oglindă din profil. Da, ceva, un semi-profil așa. A ieșit foarte bine. Mulțumesc. Mulțumesc, felicitări. Mersi, mersi să trăiești. Asta e cadoul meu și de sărbători pentru tine. Să consider că a venit moșul și că te-a bucurat cu un dar original. Mulțumesc mult, să zic așa. Moș. Să-i spui că îi mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Îi transmit. Ce ai să faci de sărbători? De sărbători Colinda. Cu Colinda? Da, Colinda. Mă duc pe la, nu știu, diverse persoane fizice, pardon, și juridice, care au plăcerea de a mă primi. Și cu toată dragostea, cânt indiferent unde mă duc. Și transmit, sau intenția mea este de a transmite ceea ce simte în sufletul meu vis-a-vis de această, da, emoții. Transmiți emoții. Da. Cum ți s-a părut anul 2019? Anul 2019 mi s-a părut un an bun, din punct de vedere, eu știu, al, nu vorbim acum, din punct de vedere legal, anul financiar, anul calendaristic, ceva de genul. Măcar dar, așa, comparativ. Dar, din punct de vedere, dar atâta vreau să spun, atâta timp cât nu e un conflict armat, cât așa e pace, e minunat, din punctul ăsta de vedere. În rest, dacă mai este și sănătate, așa și, deocamdată, mulțumesc Domnului pentru ceea ce am, așa, și familiei mele, și copiilor, mulțumesc însutit sau umit. Oricum, ca întotdeauna putem spune că e loc și de mai bine. Normal, normal. Totdeauna. Dar fiecare an să spunem că același lucru. Anul viitor să fie mai bun decât sau anul ăsta. Nu? Prin firea lucrurilor, noi totdeauna vom fi nemulțumiți. Bine, omul ca asta tare, e, individul, vorbeam de, este nemulțumit acea întotdeauna. Orbire, acel tip de orbire. Exact. Sunt unii care au ajuns la un anumit stadiu de duhovnicie încât să mulțumește și cu anafăra aia care primește și mulțumește Domnului pentru bugățica aia care primește. Atât. Bine, ideea este că fiecare om în felul lui este nemulțumit, are o nemulțumire. Și cei bogați au nemulțumiri și cei mai puțin bogați au nemulțumiri. Da, pentru că în genere se, zic eu, tot în punctul meu de vedere, se raportează la un sistem de valori, la un alt sistem de valori. Pentru că dacă ne-am raportat toți la un sistem de, eu nu vreau să par acum, sau nu vreau să fac, să fiu considerat, eu știu, extremist sau nu știu, eu știu, sau termenul a folosit în religie, mă rog, dus la extrem, așa, se impun sau ceva genul ăsta, dar... Dogmatic. Dar constat că dacă se întâlnesc sau mă întâlnesc cu altcineva care are alt sistem de valori, nu ne înțelegem. Nu înțelegem. Adică nu înțelegem. Anul 2019 pentru Sorin Ursan a fost un an bun față de 2018, de exemplu? Mai a fost un an bun, mulțumesc Domnule așa pentru că ai dorit ceva anume și nu s-a întâmplat. Îmi doresc mai mult, îmi doresc în sensul vis-a-vis de nemulțumire și de vezi? Așa. Vezi, cam ce ajuns. Doresc este că știți cum e viața și în genere timpul tică în continuu, deci nu stă o milisecundă. Și totul curge. Și acum cât pot să fac, mi-aș dori să fac. După aia vine o vreme când sunt, că noi așa suntem obișnuiți, dar unde ați fost până acum când am știut dumneavoastră? Sau când, eu știu, a, dacă aveați, eu știu, studii sau așa, a, știi, numai motive de genul ăsta, înțelegi? Dar numai ce trebuie nu se face. Am fost la Filarmonica, la Botoșan și le-am propus să facem un spectacol cu totul diferit, un alt stil de spectacol. Se poate face cu interpretare de operă, cu orchestră, la nivel la mai mare, ca nu la microscară, că pot să fac și asta într-un spectacol, dar la un nivel mai grandios. Așa, să lucrez cu vopsele, cu mâini, pe ceva, știu,
nu e problema asta, se poate rezolva. Adică totul altceva, nu știu, creezi o anumită dinamică. Ești puțin din tipar, ești puțin din acel mers, eu zic mersul CFR-ului, m-ați înțeles? Adică indiferent că are călători, merge cu... Doamne ferește să fie mersul CFR-ului? Păi, el merge, asta e problema. Problema e că călători sunt în vagoane. Pleci de Crăciun și ajungi de înviere. Cam așa e, m-ați înțeles? Ziua trece, da. Salarul vine și în rest... Noi muncim cu drag. Da. Se bifează niște aspecte, niște așa, nu vreau să par critic. Dar nu interesează pe nimeni, adică nu există... Da, nu există o competiție, nu există o... Dacă vrei să-ți faci, de exemplu, da, ok, frate, dar sunt niște resurse, adică tu trebuie să cauți, eu știu, ceva sponsor sau un capital ca să, eu știu, să înființez o orchestră, să plătesc oameni, să vă dați seama că mă deturnez de la ceea ce fac eu, devin director, devin manager, devin, eu știu, altceva numai, ceea ce... Te-ai gândit și la o asemenea variantă? Mi-a trecut prin cap, dar singur nu. Nu, este foarte mult și e o bătaie mare de cap. Adică nu fug de răspundere, dar efectiv știu ce înseamnă. Sunt realist, știu ce înseamnă. Deci că nu sunt cumpărat cu vorbe ușoare, știu, simt. Adică când e când nu. Dar așa să mă aflu în treabă sau, știu, să încurc pe alții, nu. Cum vede Sorin Ursan anul 2020 sau 2020, dacă îți place expresia? Eu știu, eu zic să fie, că va fi un an la fel de bun ca 2019. Crezi? Eu am două credința. Campanii electorale, crezi că va fi mai bun? Din punct de vedere al credinței, indiferent de... Nu ți se pare că va fi un an adică așa? Indiferent, nu poți spune că un mic haos. Indiferent, dar știți cum e caravana trece, când e latră, ei merg în turnul lor de fileș, își trăiesc mai departe. Și noi rămânem la baza piramidei. Bineînțeles, normal. Ce despre ce vorbim? Cum s-a umblat alea, că ați văzut. Ești clar. Pesimist? Nu pot spun că sunt pesimist, sunt optimist, dar sunt un optimist așa realist, nu spun orice, gata, sunt luminos, deschis, când e ok, da, într-adevăr, dacă s-ar face asta, ar fi minunat, dacă nu, pic într-o stare așa de, nu știu, de mâcnire. Cum arată la tine o zi proastă și o zi bună? În majoritatea cazurilor, eu sunt un tip tonic, așa, un tip optimist, un tip care, eu știu, transmite multă energie pozitivă celor din jur și consider că... Ești exuberant. Da, exuberant, dar îmi place să trăiesc viața, pentru că viața trebuie trăită frumos și din plin. Dacă conștientizezi și lucrul ăsta, și asta face parte din cea de-a doua orbire, ca să vezi că viața nu-i... A doua șansă nu ai. A doua șansă nu ai. Viața asta cât e de frumoasă. Trăiește frumos. Cât se poate de frumos. Nu știu. Fă lucrurile frumoase. Bucură-te. Nu știu. Dacă ar fi să repezi viața, ai face la fel ceea ce faci acum? Dacă mă nasc cu talentele astea, normal. 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 Pentru că la mine a fost un yang și un ying. A fost un minus și un plus în permanență. S-au atras până au dat nulul. Nu știu, am fost un întreg vulcan, unul erupea, celălalt stătea să erupă, erupea amândouă odată, ceva de genul, eram așa, spulberam în ghilimele anumite, știu, tertipuri, anumite închipuiri, anumite ziceri. Și se spunea mic copil, da, dacă fugi după doi iepuri, nu vei prinde niciunul niciodată, așa că rămâi cu un iepuraș, crește și așa mai departe. Și când auzeam lucrurile astea, nu știu, crocotea în mine sângele, adică mă supăram rău de tot, că nimeni nu-mi dădea, eu știu, legitimitate, băi, ăsta poate face, nu se poate. Deci desenez, da, și cânți, da, nu, trebuie să alegi, ori desenezi, ori cânți. Când auzeam lucrul ăsta, la un moment dat, când aveau de-a face, vineau fel de fel de persoane invitate sau, mă rog, erau în treceri pe la părinții mei și, na, eu totdeauna eram, nu că eram băcător de seamă,
dar îmi plăcea să arăt, eram, tot timpul eram cu dorința de a face, de a arăta, nu eram un tip care se ascunde, care, hai, nu vrei să cânti, a, n-am chef, eu știu, mi-e rușine, na, bine, atunci poate te mai gândești, nu, nu, eram, domnule, bine, mai puțin bine, ieșea, nu ieșea, eram așa, calat pe chestia asta, îmi plăcea foarte mult. Eram, simțeam așa, o, eram ca un vulcan și toate chestia se consuma în urma acelui act sau acelui moment. Și după acel moment începeau comentariile. Ce îți dorești să-ți aducă Moș Crăciun? Întrebare grea. Nu știu. Ce-mi doresc? Îmi doresc... Cel mai mult și mai mult. Sănătate. Așa, fiecare avem o listă. Sănătate, să dea Bunul Dumnezeu să fie. Bine, asta e zona subiectivă. Da, zona subiectivă. Zona obiectivă... Ce să-mi aduc? Spectacole mai multe. În 2020. Da. Dacă ar privi sub aspectul ăsta, da, să fie spectacole, că... Mi-aș dori să fac lucrurile place mai să frumos la nivel mai mare. Să fii un cântăresc profesionist, cum sunt, spuneam în prima parte, Fuego, Ștefan Hrușcă și nu mai... Mi-ar place. Adică să nu mai lucrezi în instituția în care mi-ar lucrezi și să faci din asta profesie. Mi-ar place. Mi-ar place, pentru că aș fi calat pe chestia asta. Ar trebui un impresar, ar trebui o... Normal. Un marketing. M-aș cala pe chestia asta, adică piață. Te pregătești. E tot altceva, așa faci când poți, nu că... Și cum poți. Sunt ajutat, colegii mă ajută, am un colectiv foarte frumos, mă înțeleg, mă ajută, mă sprijină. Și le mulțumesc încă o dată pe această cale. Și știu că sunt mândri de mine și eu... Mândri de ei. Și... Dar... Na... E cu totul altceva, adică na, consumul sau de energie ți-l canalizezi numai pe genul ăsta de artă, pe ceea ce fac. Că mi-aș face, știu, asta cea. După aia, acum gândesc să găsesc un material, caut, gândesc dacă Moșul mi-aduce, nu știu, sau cel puțin mi-a dat gândul bun, să găsesc un material, ceva, în care să pun modela, dar nu plastilină. Da, știu că și modelez. Da, nu plastilină, pentru că e mic și lumea nu percepe. Ceva ușor, moale, dar, nu știu, la volum mai mare, adică să pot lucra pe o suprafață mare, în cadru, sau, știu, să fie proiectat, sau ceva de genul ăsta. Dar sunt latexuri de astea. Nu știu, dar nu e genul pământ de urărit sau plastilină, pentru că acolo ai anumită, exact ca și clapa la pian, trebuie să o simți. Are o anumită simțire sau ai o anumită simțire când o apeși. Alta este clapa de orgă. Ea îți dă poate sunetul pianului, dar când apeși clapa de orgă, nu e acea simțire când apeși clapa de pian. La fel și la modelaj. Mi-am propus, m-am gândit la chestia asta, că n-aș vrea să o las în urmă, pentru că e o chestie frumoasă, e o chestie... E altceva. Așa este. Este altceva. Știți? Prietena ta te așteaptă. A, chitara? Ajunge aia? Da, cum să nu? Să ne mai colinzi o dată? Da. Și eu care mă gândeam că n-ajunge. Ajunge. Dacă se dorește să ajunge. Te rog. Poate vine o
Iisus! La anul și la mulți ani! Ei, poate această colindă va fi auzită de cine trebuie și Moș Crăciun va aduce niște fulgi de nea. Pentru că pe 2 decembrie a nins și de atunci n-am mai văzut niciun fulg, în schimb căldură cât în cape. Da, căldura... Verbul ăsta magic, a ninge, lipsește cu desăvârșire. Oare ce se întâmplă? Că magia sărbătorilor de iarnă e prinsă în fulgi. Asta e frumusețea. Asta e frumusețea, dar frumusețea asta, știți cum e, e realizabilă și datorită acțiunii noastre, a omului. Pentru că, nu vedeți, se taie în prostie, se poluează tot la fel și efectele apar. Problema este că există riscul ca, nu știu, pe planetă să, se, nu știu, să apară acea supraîngălzire globală, conținutul ăla de CO2, ca pe alte planete sau de intergalactice sau din cadrul nostru, ca sistemul nostru, da. CO2, da. Cum o spunea Lenuța, nu? Și va fi pus însăși viața noastră în pericol. Da, într-adevăr. Din păcate, omul mai mult decât a distruge, n-a învățat nimic pe planeta asta. Este cel mai sălbatic mamifer. Da, pentru că... Deci, dintre toate ființele de pe planetă, cel mai mare distrugător este omul. Protejat de toate punctele de vedere, nimeni nu are dăunători, nici naturali, nici, eu știu, de altă natură. Boala, dacă îl mai învinge sau în rest, până îl prins, își face de cap. L-ai prins, ok, și e chestia cu cuiul bătut și scos. Ok, ai scos cuiul, dar gaura? Rămâne. Rămâne. Când era pe timpul regimului care a picat la Revoluția 99, se critica și se, eu știu, aducea în discuție că se poluează și sunt copaci și uscați în codri și nu știu ce. Acum e efectiv să rade tot. Efectiv vezi muntele ras, bărberit sau cum se spune, rămâi înfricoșat. Nu-i lasă nici, eu știu, câțiva copăcei ca să producă sămânța sau să... Cine mai plantează acolo? Și vă dați seama că brazii sunt sensibile ca și eu știu, soi, ca și lemn. El nu crește așa ușor. Restul prind, eu știu, fel de fel de măricinișuri, de, eu știu, de tufe, de... Asta imediat crește, îl înăbușă. Pădurile sunt plămânii planetei. Păi asta e... Asta este un lucru super adevărat, dar se pune în discuție acum, ori moare de foame, ori taie în copac. Aici s-a ajuns. Și după aia ne mirăm de alte fenomene adiacente. Inundații. Toate vin pe noi, toate vin pe noi, toate vin să... Se tot împotriva noastră pământul, dacă stăm și... sau dacă stau și mă gândesc așa mai, nu știu, mai profund, are o armă a lui de apărare. Toate uraganele, toate fenomenele astea... Reacționează ca o ființă vie. Da, bineînțeles, reacționează ca o ființă vie, nu stă în el. Tai, bață în el, bă, nu știu, dar nu, nu... Până însă și oamenii, vedeți că toate aceste deviații, așa, tot e împotriva... Omului. Omului. Da, e o modalitate de combinare, de conviețuire, care nu mai produce, nu mai face... apare un blocaj, un stagnare, o... După faptă și răsplată. Da. Sorin, eu îți mulțumesc din suflet pentru prezența ta. Mulțumesc și eu de invitație. În această lună, a cadourilor și a sărbătorilor și a acest eveniment sublim din 25 decembrie, nașterea Mântuitorului. Îți doresc multă sănătate și bucurii alături de cei dragi. Și ție și familie, la fel și tuturor. Și să ne întâlnim în 2020 zâmbind și cântând. Zâmbind și cântând și tot plin de viață, optimiști, eu știu, tari în credință și, eu știu, dornici de a face lucruri frumoase. Așa este. Îți mulțumesc mult că ne-ai colindat. Cu plăcere, domnule. Mulțumesc și noastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Aceasta este ultima emisiune din anul 2019. Noi ne vom întâlni din nou pe 5 ianuarie 2020. Înainte de asta, vă doresc să aveți un an bogat, prosper, plin de sănătate și de bucurii. La revedere și numai bine!